Bună ziua, dragii noștri prieteni privitori, și bine v-am găsit sau bine v-am regăsit la un nou episod al serialului nostru al Cenaclului Armonia Argeșene. Cu această ocazie vreau să fac un anunț. Sper să-l receptați cu toții. Este un anunț direct sau direcționat către membrii Cenaclului Literar Armonia Argeșene. V-aș ruga foarte, foarte mult ca luna viitoare să ne prezentăm toată lumea sau toți cei care puteți să vă prezentați la ora 13 luna viitoare. Aș dori să ținem un cenaclu extins. Mai facem și chestia asta, că este necesar. Chiar este necesar. Mai discutăm de ale noastre, mai facem ceva critici, mai vedem despre ce este vorba. Și ne mai recunoaștem, pentru că de cunoscut ne cunoaștem, dar ne mai recunoaștem și noi, mai socializăm cumva. Bun. Încep cu formula binecunoscută, că astăzi am onoarea și plăcerea, da, până una alta, hai să ne amintim două glume foarte interesante. Un mare om de știință, nu dau nume că n-are rost acum, era foarte sociabil și era primea pe oricine venea la el. La un moment dat, oamenii, cei care veneau pe la el, au observat că poarta lui se deschide foarte, foarte greu. Timp nu i-au spus despre chestia asta și totuși unul dintre ei a îndrăznit. Băi, gen, te supăra, fă ceva cu poarta aia, mai unge-o și tu, că e atât de greu se deschide, zice... Personajul respectiv îi răspunde, zice, oricine intră la mine pe poarta aceea, îmi trimite într-un rezervor special 3 litri de apă. Deci, el făcuse un mecanism prin care folosea chestia asta, intratul la el. Și mai era un mare gânditor care spunea așa, zice, cine vine pe la mine îmi face onoare, cine nu, plăcere. Dar mie îmi face și onoare și plăcere prietenul meu Traian Tăbărcea, cel mai bun prieten al meu, Traian Tăbărcea, de data aceasta, pentru că aș dori să continuăm, Traiane, ceea ce ai spus tu, sintagma aceea extraordinară, lifting-ul sufletesc. Salutăm! Salutăm! Salut privitorii noștri! Da, continuăm, pentru că vremurile devin din ce în ce mai complicate și nu mă refer aici la evenimentele majore care au loc în țară, în jurul țării. Devin din ce în ce mai complicate eu mă refer strict la cultură. Pentru că ăsta este scopul nostru. Exact. Al nostru aici, cultura. Devin din ce în ce mai complicate pentru că se încearcă pe toate căile și prin toate mijloacele ca această ramură a vieții noastre, acest colț al vieții noastre, să fie izolat. Foarte izolat. Și se pare că prinde. Da, foarte mult. Șters. De aceea, ceea ce facem noi aici e un fel de pionierat, sau să zic prizonierat. Suntem un fel de prizonieri ai culturii. Nu putem altfel până la urmă. Pentru că nu putem, pentru că așa am fost educați, așa am crescut, așa simțim. Și ne bucurăm atunci când constatăm că alături de noi, în lagărul ăsta al culturii, punem ghilimelele de rigoare, mai sunt și alți prizonieri. Prefer să fiu prizonierul culturii decât prizonierul tehnologiei. Da, e o chestie. Asta este lupta din acest moment al societății. Vor să înlocuiască cultura cu tehnologia, ceea ce va fi un dezastru, dacă se va reuși. Până la urmă, nu pot să spui neapărat că stricto sensu
tehnologia este incultură. Dar schimbul ăsta, deci tendința asta către miniaturizare, robotizare și mai știu eu ce chestii de-astea, care este aproape dusă la extrem. Pur și simplu, produce ceva. Produce o chestie foarte, foarte urâtă. Omul nu mai socializează până la urmă. Omul nu mai socializează, omul se produce surogate, efectiv, surogate prin care ai, îți creează impresia, mie nu, dar celor de acum, da, le creează impresia că este aproape de celălalt. Nu este deloc așa. Am constatat și am urmărit chiar cu atenție. În ultimul an, ultimii ani, să spunem așa, direcția de reformare, de completare a DEX-ului. Da, exact. Exact, exact. Deci sunt siderat. Ceea ce s-a introdus în DEX este contrar oricărei noțiuni de cultură. Așa în DEX este? Se introduce un limbaj mecanic care nu este al nostru. Se introduce un limbaj tehnic care nu este al nostru. DEX-ul este făcut să ne scrie limba noastră. Exact. Limba. Ce înseamnă fiecare cuvânt? Limba, pe care... fiecare cuvânt. Dar nu care să ne introducă nouă neologisme. Deci, din limba noastră nimic n-a mai fost șlefuit. În schimb, a fost băgat cu forța enorm de multe lucruri care nu vor face altceva decât să distrugă un limbaj al tinerilor autentic, care deja este distrus. Limbaj românesc. Care până deja este distrus. Da. Până la urmă, da. Bine, nu ajungem exact cum spuneau aia, în loc de cravata să ți se spune în gâtle gău. Dă-o încolo. Dar trebuie să lăsăm să intre în mod natural. Săptămâna trecută, un tânăr m-a întrebat următorul lucru. Să-i explic ce înseamnă omogen. Mai vrei exemplu? Da, corect. Hai să trecem și la oile noastre, adică la ceva mai omogen. La oile tale. Mi-am făcut un pic oițele de mi-am făcut un pic de curat în viață. Aha. Asta însemnând că am trecut prin mai multe dosare prin care nu mai trecusem de foarte mult timp și am reușit să găsesc acolo poezii din 1975-76, când eram tânăr flăcău și nici nu-mi păsa de această viață. Constatarea pozitivă pe care am făcut-o este că esența, coloana vertebrală nu s-a schimbat. S-au șlefuit imagine, s-au șlefuit cuvintele, în schimb esența a rămas aceeași, ceea ce m-a încântat. Și am să încep... S-a schimbat un pic forma, dar fondul... Da. S-a mai cizelat, s-a mai complicat un pic. Dar esența gândirii, esența simțului, nu s-a modificat. Ia, fă-ne o demonstrație de forță. În vis. Mi-e dor de tine și nu pot ajunge la chipuți dus departe peste vreme. Prin renunțare, mintea nu-mi străpunge, iar pasul îmbătrânit e prea lene. Simt rădăcini cum au cuprins pământul și în loc mă țin, deși aș vrea să zbor. Simt aripile cum își frâng avântul, îmbătrânite trist la rândul lor. Mă leagă parcă neaua prinsă în plete și ridul de la ochi săpat în vis și sufletul începe să regrete că-și simte visul în gând cum l-a închis. Mă dor și ochii de atâta vise. Mă doare gândul de atâta dor, mă înconjur atâtea porți închise și atâtea uși închise în urma lor și prea bătrân, acum, mi-e dor de tine. Îmi pun pe piatră fruntea doar un ceas, să mai visez la tot ce este bine și în vis să spun iubito, bun rămas. Da, 1975. Băi, gândeai adânc de atunci. Da. Știi, deci... în 75 am terminat liceul. Exact. Nu-i exact. Păi dacă ai fi citit poeziile astea când a terminat liceul, nu te înțelegea nimeni.
Nu, nu este adevărat. Acel cenacul literar în care era Ion Popa Argeșanu. Mă, stai, eu nu vorbesc, eu vorbesc de colegi. La care nivelul era foarte sus. Dar eu vorbesc de colegi. A, colegii nu. Colegii nu. Deși unul din ei, da. Da, bine, nu știu și eu, sigur da. Că e normal. Pentru că la rândul lui scria și scria bine. Și scria bine, da. Bun, ia. Așteptăm. Iubirea. Să fii pierdut în vălul de uitare, să simți cum sufletul îți curge încet, iar valul trist să te lovească în piept spre calde zări, spre întinse stânci de mare, să simți în urmă pasul ca o rană, să știi că valul va urla tăcut, ștergându-ți urma, gândul tău trecut, iar noaptea să te închidă naegeană. Să știi că te strivește amintirea, să știi că visul tău te îngenunchează, că mintea se așterne încătrează să-ți lege în lanțuri de uitări privirea, iar sufletul priveac să-ți piardă urma, să rătăcească în haosul din tine, sperând zadarnic că va fi un mâine în care viața își va opri furtuna, să ți se aștearnă în suflet rătăcirea, să vezi uimit cum te cufunzi în tine, să simți cu tot ce ai cum clipa vine să sădească în trup nemărginirea. Să strici cu disperare tot trecutul, trecutul să te doară ca un fiu pe care l-ai pierdut și e prea târziu să o iei acum, din nou, cu începutul. Să-ți pleci privirea, să strivești în palme amarul visului pierdut în ieri, să simți uimit cum spre un mâine pieri, prins de-a vieții trainice, odgoane. Să simți cum luneci spre un colț de mare, de care te izbești fără să știi, să știi că nu mai ești. N-o să mai fii decât un urlet trist de aplici, fiare. Să te înfășori în tine cu tristețe și lacrima să ți-o strivești pe buze, să auzi cum valuri te izbesc confuze, amarul încercând să ți-l învețe, să fii pierdut în vălul de uitare, să simți cum sufletul îți curge încet, iar valul crunt să te lovească în piept, să simți în tine cât iubirea doare. Tu ai mai transformat ceva la poeziile astea? Nu, absolut nimic. Deci așa l-ai scris atunci? Nu, pentru că n-am considerat necesar, nici corect, deci nici necesar, nici corect. Este corect ca gândul să fie pur. Ăsta este. Cel pe care, chiar dacă poate undeva armonia nu este perfectă. Dar mai, sunt gândurile mele din 1975. Știi, interesant, eu am scris și eu ceva, dar nu mai știu pe unde e caietul ăla, habar n-am, în sfârșit, nu mai contează. Tu văd că l-ai ținut de ele și ai făcut curățenie, treaba ta, nu știu, ai făcut, l-ai găsit excepțional. Foarte bine că l-ai găsit. Chiar e... Da, mă întreb și eu așa, că noi doi ne cunoaștem de atâta timp și... Tu ești ăla cu care scriam acolo la Optica. Da. Avem lentile pentru orbi? Mhm. Păi n-ai fost nici tu ușă de biserică. N-are nicio legătură cu una cu alta. Cât de ușă de biserică a fost eu știu cine să spun, Nichita Stănescu. A, nu știu, nu-i cunosc viața. Te-aș minți să spun. Cât de ușă de biserică a fost Tudor Arghezi, cât de ușă de biserică a fost Bacovia. Nu. Bacovia... Arghezi, niciun caz. Care, cred că am mai spus în emisiune, deci el era un... Deci dacă îl citești pe Bacovia, vezi un tip așa, taciturn, închis, Bacovia le avea foarte, foarte, foarte puternic cu șprițurile și cu femeile. Ceea ce este foarte ok. Da. În schimb... Paradox. Da, el se rupea de viață, se ducea în lumea lui. Lumea și avea lui, lumea lui, exact, lumea lui aia închisă. Ca și tine, de altfel. Da, mă rog, lumea lui aia închisă, aia rece, aia, în care el avea ceva de spus. Uh-huh. Și a avut de spus normal. Enorm. Normal că a avut. Da, am făcut și noi Bacovia atâta. Da. Tu știi ceva din poeții comuniști? Eu nu știu nimic. Depinde ce înțelegi prin poet comunist.
Depinde. Sunt, nu știu, n-aș vrea să intrăm în astea, pentru că, de exemplu, Adrian Păunescu a scris, deci nu mai... Asta e o chestie foarte numai, ciudată. Vezi, depinde ce înțelegi și ce spui. Adrian Păunescu a scris și are lucruri pe care le-a scris, să zicem, ca o mângâiere a comunismului. Mm-hmm. Are lucruri pe care le-a scris ca palme date comunismului în aceleași volume. Da. Nu știu, se spune, și a spus-o și el, că altfel, și cred că așa era, altfel n-aveai loc acolo. Da. Altfel erai închis undeva, nu publicai nimic. Uite la Sadoveanu, dar rău că trebuie să Sadoveanu. Mamă, da, da. Deci Sadoveanu ca scriitor, excepțional. Da, da. Dar ca om, Nu contează. Pe mine nu mă interesează scriitorul, omul. Pe mine mă interesează scriitorul. Da, e adevărat și chestia asta. Bun, ce ne mai citești? Noapte, 1987. Opa. 22 ianuarie. Ai crescut. Ai crescut. Eram bătrân deja. Ia să vedem. Îmi e prea dor de multe ori de tine, de multe ori îmi pare că te știu, dar nu mai simt ce este rău sau bine și tare mi-este teamă că-i târziu. Mă tem de amintiri ca de o stâncă pe care o simt curând că va cădea, e liniștea din mine prea adâncă și nu mai știu de liniștea mea. Aș vrea să te mai prind pe după gânduri, să-ți sărut dulceața din priviri, învăț acum citirea printre rânduri și în timp te simt ironic cum te miri. Cât aș dori să-ți prind în mână clipa, să te opresc din greaua zrătăcire, dar zborul mă zdrobește cu aripa și mă strivește numai din privire. Mă simt pierdut în timp ca o cădere, încerc să mă ridic și nu mai pot, mă rătăcesc în punctul de vedere și în gânduri triste m-am pierdut de tot. Să văd săpat în suflet drumul suflet, mai stau o clipă în noapte să te admir, nu pot nici să te strig de atâta umblet, iar clipa se agață de un fir. Și treci cu aripați de vis senină, iar firul rupi fără să vrei anume, s-a terminat și ziua de lumină și noaptea coborâva peste lume. Da, interesantă chestie. Pe mine m-a fascinat anul 1987. Nu o să zic nimic de 1987, o să zic de ceva până în 84-85. Ți-au zis aminte când veneai pe la mine pe la București? Uh-huh. Tu munceai atunci. Da. Tu munceai, veneai la mine și cea mai bună mâncare pe care o savuram noi așa împreună când veneai pe la era ciorba aia de fasole cu salam de vară. Extraordinar. Ciorbe studențești? Da. Mai mult decât ciorbe studențești. Lângă care, nu știu dacă îți mai aduce aminte, că nu lipsea o sticlă de busuiacă de bohotin. Foarte interesant. Ca și acum, și atunci, nu știu acum dacă mai așa, se fabricau în jur de 200 de mii de litri de busuiacă de bohotin, 200-300 de mii de litri, și se vindeau, cred că, 2 milioane. Dulcile păcate ale tinereții. Ale tinerețurilor, da. Dulcile păcate ale tinereții. Mă, da, uite, vezi, totuși, noi nici nu ne-am dat... Eu cel puțin nu mi-am dat seama că a fost greu atunci, că acum spune-și... Bine, greu. Capacitatea noastră de absorție, de rezistență, era puterea noastră mare, era sigur, mult mai mare. Normal, era în tine. Noi căutam, cel puțin eu și tu, din câte știu, căutam și compensam prin tot ceea ce găseam. Da. Să compensăm. Teatru, țin minte că am cinematecă, avut, asta vreau să spun, deci am avut o perioadă de, cred că 3 ani de zile, eu am fost printr-o împrejurare foarte bun prieten cu cântăreața de operetă Mihaela Mija, da, care acum este în Germania. Singura cântăreață de operetă și balerină din România. În fiecare sâmbătă, timp de, cred că aproape 3 ani de zile, aveam o masă rezervată la Cireșica. Știi unde? Vis-a-vis de... Taman la Cireșica. Vis-a-vis de Cismiciu. Da. Unde mergeam, mâncam. Deci luam trenul, mă duceam, mâncam, iar de acolo, în fiecare sâmbătă, eu urmăream un spectacol de operetă, în Piața Operetei. Uh-huh.
În fiecare sâmbătă, timp de 3 ani de zile. Mă duceam la filarmonica română. Aș fi putut să nu o fac. De chestii. Aș fi putut să nu o fac. Aveam posibilitatea, eram tânăr, mă ducea organismul și se pare că mă ducea și cap. Da. E clar. Da, compensam. Compensam pe chestii. Asta este, deci aveam capacitatea de a compensa. De aceea n-am simțit greul ăla apăsător. Aveam capacitatea de a compensa. Noi căutam să compensăm. Noi căutam. Ieșirile noastre la munte cu cortul, mersul pe Valea Vâlsanului, mersul pe Valea Dâmbovicioarei, cu cortul, o zi, două, trei, mersul la Meduza, la camping, cu cortul. Exact. Nu la hotel, la camping, ca să vedem cum iese. Aduce aminte, nu? Da. Așa. Astea erau lucrurile prin care noi compensam. Unde din fericire am fumat numai gitan. Mă rog. Astea erau lucrurile prin care compensam. Acum? Tineretul nu mai compensează până nimic. Nu știu, băi, este compensează un trend. Singurul lucru. Eu nu zic că nu este trendul lor. Treaba lor este... Întotdeauna între generații au fost divergențe. Normal. Totuși, divergența dintre generația asta și a noastră este atât de mare încât eu nu mi-o închipui. Pentru că au înlocuit drumurile la munte, libertatea unui munte, libertatea unei mări, le-au înlocuit cu loftul. Bă, tu ai văzut vreodată pe munte, când mergeam noi pe munte, pantofari? Nu. Eu nu mi-aduc aminte. Să fi văzut. Nu. Să vezi acum. Te duceai dacă erai pregătit. Normal, nu? Sigur că da. Dacă erai pregătit. Să vezi acum. Nu urcam cu telecabina până în vârful muntelui. Ce am urcat? Deci am urcat în Turnul Roșu, în pasul Turnul Roșu, și am făcut creasta 8 zile până am coborât la Zărnești. Da. Voilà. Deci, într-adevăr, perioada a fost grea. Dar dacă găseai mijloacele de compensare, nu aveai absolut nicio problemă. Iar unul din mijloacele de compensare era asta. Asta, cultura în toate... Țin minte, ultimul spectacol pe care l-am văzut în perioada comunistă, ultimul, a fost niște țărani din Săraru, aici la Casa Sindicatelor. Deci, domnule, un monstru a fost spectacolul ăla. Un monstru. N-am mai văzut ceva la nivelul ăla. Poate că vreau eu să divinizez partea aia. Poate. Dar se pare că și o sămânță de adevăr există. Există, da. Fiecare poveste. Cu cine mai și plouă. Și plouă. Mie îmi place foarte mult ploaia. Foarte mult. Și foarte bine. Toamna și ploaia. Și atunci, hai să plouă. Hai să plouă. Și plouă, curg din cer dureri, și plouă, recele ne îngroapă și plouă, eu te simt cum pierd și scăldată în picuri reci de apă și plouă, sufletul mi-e plin de care mortoare ud cernite, nimic în noi nu va mai fi senin cu atâtea ude clipe încremenite, îmi mișc piciorul scufundat în tină și mă scufund adânc în renunțare și plouă, mă simt plin de vină că plouă nesfârșit, cu disperare. Mă scurg prin șanțuri, învârtej nebun, miros fetii de moarte mă cuprinde, sunt frunze moarte, vânturate în drum și în viața mea, ce cu toate mă mai minte. Și plouă peste case obosite, iar lutul se transformă în nimic, obloanele s-au prăbușit, tăcute iar ușile se neacă pic cu pic, și peste banca de la porți mai plouă, de nu mai poți niciunde ca să stai. Iar cerul parcă este rupt în două de atâta apă, năvălind din rai. Sau năvălind din iad. O fi, se poate. În ropot lung, ca urletul de lup, mă plouă și simt ploaia fix în spate. Și nu mai pot de ploaie să mă rump. Aleargă fiare în păduri plouate, urlând ca o cascadă de durere și mă izbește ploaia peste spate și simt că nici o clipă ea nu piere. Simt ploaia până în suflet, înghețată, în inima pătruns fără tăgadă, privirea de jilav e inundată și geaba cearcă ploaia să mă vadă. Și parcă din pământ țâșnește ploaie. Din cer torente cad peste iubiri, simți cum voința, ploaia, îți îndoaie și în loc se așează crunte amintiri. Și plouă,
amintirea să-ți înnece, să te scufunzi în tine rătăcit, să simți pe suflet picătura rece a tot ce cu ardoare ai iubit, se îndoaie creanga sub șiroi de apă, se vaită în noapte cu cuvele, alai de preoți, în torenți în groapă și vise, și speranțe, și iubire, și plouă ca într-o lume fără zare, ca într-un adânc săpat de amintiri, au întâlnire cu Bacovia, se pare, sub plumbul nesfârșitelor iubiri. Am să-l salut în ploaia sfâșiată de flori de plumb și de sicrii goale și am să-l așez sub lespede de piatră pe recele a tot ce astăzi moare. Și plouă în neștire peste noi, ne udă crunt cu rece renunțare și în șleaurile groase de noroi simțim cum ploaia în întuneric moare, iar noi culca ne vom un pic sau mai murim un pic a nemișcare, în jur n-a mai rămas decât nimic, iar ploaia curge în valuri și ne doare. Da. Da, m-a apucat un pic frigul, așa să știi. Vezi, vezi, vezi. Vezi. Asta e bună, să o citești când e... Noaptea. Când afară sunt noaptea. 40 de grade. Gata, imediat te ia pe la picioare, așa, ușurel. Da, mă, interesantă chestie. I-ai adus lui Bacovia deja... Da, omagiu. Deci, chiar dacă Bacovia a scris foarte puțin, deci a scris puțin. În comparație cu alții. În comparație cu alții. Da, nici Eminescu a scris foarte mult. Faptul că nu mai există nimic în zona asta a lui și că ceea ce a scris este fenomenal, este monumental, este, nu știu cum să-i zic, da. Este frumos. E frumos, face, e frumos urâtului. Mă face să mă... Da, 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 mă face să mă înclin în fața lui. Cred că am citit re și așa mai departe citit Bacovia, cred că în urmă cu, să zic, o jumătate de an. Uh-huh. În când mai scot volumașul și mai citesc. Și asta, tot așa e scrisă de mult? Nu, asta e scrisă. Asta e scrisă acum. Da. Deci, ai trecut la poeziile pe care le-ai scris acum. Așa, un melanj. Ale mai, un melanj. Interesant. Păi, mai citește-ne ceva, hai. Scoate-ne din starea asta. Un pic așa. Spre niciunde. Corect. Dii, căluțule. Mersi. Te rog, du-mă către nicăieri, rupe-mi pieptuți infinitul și măcară spre niciunde și într-o podecopite către infinit să pierd, să mă prăbușești în case cu încăperi atât de scunde. Dui, căluțule, te rog, am să dorm un pic pe hăți. Tu îți vezi de drumul tău să nu mergi decât în față. Nu te speria că mână țin un șfici prins de un băț. Doar te mângâi cu iubire, îndemnându-te în viață. Cară-mă pe șleauri negre, de uitare în piept săpate. Nu mă zdruncina prea tare, căci mă doare amintirea, te voi mângâia cu ochii de la bot și până la spate și am să plâng cu lacrimi grele când ți-o întâlni privirea. Cine mi te-a dat în viață să mă porți ca popovară, să nechiezi cu fericire când cu vorbe te alin? Poate ar trebui de trudă un popas să faci spre seară, să privești în întuneric care cum se duc și vin. Nu mă murgule spre mâine, sper să ajungem undeva, să-mi odihnesc o clipă oasele de dor bătrâne. Voi fi doar o amintire, ca un fulg, șezând în șa, ce iubire așternea peste tine, peste lume. Simt că încurc pe frunte lacrimi. Văd grumazuți încordat, mergi încet, să văd în jurul vânt, copaci și nesfârșit. Nu ne mai grăbim în viață. Mult, prea mult am așteptat, mult am vrut să știu, să văd, să iubesc. Și m-am grăbit. Nici nu am văzut în jurul frumusețea în cascadă. Nici nu am știut să-ți mângâi crumpa. Știu că am pierdut. Am iubit în schimb, dar iată, n-am lăsat-o să mă vadă, îngrozit de gândul aspru că atâtea m-au durut. Nu-ți întoarce ochii țumezi cu priviri de catifea. Doar privește înainte. Drumul este plin de gropi. Și nu vreau să-ți pierzi copita în nemărginirea mea așternută peste viață, schiunat de câine șchiu. Să oprești pentru o clipă lângă poarta prăbușită a iubirii
tinereții, sfărmată în așteptare, să lovești Uluca-i ruptă încă o dată și încă o dată până când Uluca geme de atâta disperare. Să cobor încet pe roată, în noroiul lipicios, și să mă cufund în noapte până la brâu sau până la piept, să mă așez pe treapta casei în paltonul meu cel gros și să aștept. Ce să aștept oare? Nu mai știu. Atât. Să aștept. Să mă ude până la moarte ploaia și roind din nori, să mă tragă de pe scară ud paltonul de molton, spre adâncul renunțării să mă prăbușesc în dor ca un vas de bârne arse prăbușit pe un ponton, să-mi scârție pe suflet ușa strâmbă în balamale, să izbească întreaga în viață și obloanele hâite și să văd prin crăpăture flacăra din lampă moale care pare că în casă nu mai vrea să mă invite. Să mă odihnesc o clipă, așezat pe canapea, geana s-o închid cu lene peste ochii obosit, să inspir cu jind mirosul aburului de cafea, să privesc pierdut în viață a bocancii mei stâlciți. Să-mi șterg fața cu uitare de sudoare și furtună, să sucesc îndește firul de tutun și de pierzare, de la lampa tremurântă să o aprind, să o țin în mână și în fumul de albastru să dispar în renunțare. De la piept să scot cu grijă cartea cu coperte rupte, iar Esenin să-mi șoptească frumusețe dintre file, să gândesc la gropi adânce sau la pantele abrupte unde pași în străbătură nopți și dimineți și zile. Să mă uit cu jin la patul unde am fost iubiți odată, unde te striveam cu mine și zrupeam cu nepăsare nurii copții vieții tale și mirosul tău de fată și să simtă încă o dată cum că amintirea doare. Să te mai întorci spre mine, să te sorb cu tot ce ai, să sfrâng sânii mere coapte de înflăcărat un trup, să mai simt cum culcușit în brațele pierdute stai și bucată cu bucată, să te gust și să te rup, să te rup în mii de tu, ca să-mi fii pe săturate, să te modelez în mine ca pe un cocoloș de lut, să văd părul ce în valuri se coboară limpe pe spate și să-ți mai aud odată înnăbușitul geamăt mut. Luna se învale în casă prin ferestre aburite, să te îmbrace în văl de noapte strălucind de fericire, să ne mângâie cu grijă trupurile înlănțuite devenite unul singur, mută la așa iubire. Urlă vântul printre scânduri, bate ploaia crunt în geam. Te-am lăsat în vijelie, drag căluț, îmi pare rău, n-am să stau prea mult aici, rumegă încet un ram și gândește cum că mesteci ramul sufletului meu. În zadar privesc prin colțuri. Te-a dus viața prea departe. Amintirile din jur îmi au miros de renunțare. Luna nu mai bate în geamuri. O perdea încet se zbate, lampa fumega moarte și miros de lumânare. Simt o lacrimă în colțul sufletului cum se scurge. Rup portretul lui Esenin dintre file zdrențuite. Simt prin el cum în adâncuri dragostea în mine curge și îndesc ceaslovul iute în hainele mototolite. Mă ridic cu greu pe scara scârțind a renunțare, mai privesc odată casa prăbușită într-un vis și precum un cerb pe moarte gâtul meu mai scoate un urlet ce se pierde în furtună ca făclia vieții stins. Și îți mângâi crupa sfină, o perdea de catifea, de sărut pe botul scalt ca iubitul o vestală, te privesc în ochii limpezi negri ca iubirea mea, iar grumazul se ridică ca un munte plin de fală. Ai ciulit urechea, iată, ascultând nemărginirea, crumpat s-a cabrat de grabă pregătit de rest de drum și privește în adâncimea sufletului meu privirea, teamă doare ca o rană și mic, nu pot să-l spun. Mă urc greu pe scara îngustă, mă prăvăl pe banca rece, prind în mână tremurând hățul să te duc spre mâine, valuri de furtună rece nu dau semn că ploaia trece, de din urmă se aude o moarte, url un câine. Bați copita în cadență și te întorci ca să mă vezi așteptând să spun cuvântul ce la drum iar ne pornește. Hai să mergem! Nu știu unde, în uitare să mă pierzi, să ne repezim, să nimeni, să cădem în noi, vorbește, dii căluțule, să mergem! Nu ne așteaptă nici uitarea. Hai să galopăm prin viață ca un vas pierdut pe mare, să ne prăbușim în moarte, hai!
Alege tu cărarea, căci pe mine amintirea până la lacrimi crun mă doare. Să ne pierdem pe poteci, prin coclauri, pe câmpii, să uităm că mai trăim, să fugim cu disperare. Din tot ce a fost odată, numai tu mai ești să fii lângă sufletul ce cearcă să se piardă în uitare. Dii, căluțule, izbește peste mine a ta copită, scoate din pietris scântei și din tine strop murdar. Dacă vezi că în drumul nostru viața în mijloc e proptită, doar te rog să uiți de mine, peste viață vreau să sari. Ocolește fericirea dacă o vezi cumva pe drum. E prea mult să-i stau în față să o privesc cu disperare. Hai, te rog, ascultă-mi glasul și pornește chiar acum până când în nicăierea drumul ca un fum dispare. Am să ascult pierdut în noapte tropotuți ca o psaltire și am să mă așez mai bine lângă roată să te ascult și să văd îndepărtarea în noaptea rece din privire cum se așterne ca un bocet peste drum de lacrimi ud. Hai să dispărem în noapte. Să fugim în depărtare, să nu întoarcem nicio clipă capul către tot ce a fost, să nu ne întrebăm vreodată ce-ar fi fost să fie oare și recitând dăguire pe Esenin, ca un prost. Să mă duci niciunde, iute, ca pe un gând strivit sub șa și am să-ți descălcesc zăbala dintre buze încleștate, să-ți primești răsplata, iată, așezată în palmea mea și să pleci ca un cal liber mai departe. Mai departe. Să mă lași pe șleaul umed, să mă mai nechez câteodată, să mă sprijin de trăsură încărcat de amintiri, să te pierd în mintea crudă până când devii o pată și în adâncul întuneric pierd sub tristele împriviri. Am să mă așez o clipă, chiar pe margine de drum, și am să ascult și stropi, și tunet, să mai simt singurătate, am să-mi las trudit un suflet să-și aștearnă ca un fum așezat peste paltonul deschiat de vise toate, dii căluțule. Mai dii și mai dii încă o dată. Eu am să mă culc sub ploaie, să visez la fericire, iar tu aleargă liber să cutreier lumea toată, dii căluțule, hai du-te, libertatea e iubire. Eu am să dorm până la sfârșitul lumii, nu știu cum este și nici cum va fi, te pierde dar în strălucirea lunii, te rog, hai dii căluțule, hai dii. Da. Bun? Fluviu, da, Fluviu, Fluviu. Câte strofe? N-am avut curiozitatea. În orice caz, am pornit de la o idee care nu m-a lăsat până mi-a devenit câteva idei. Da, probabil că te-a motivat și chestia aia pe care mi-ai făcut-o când era fiul mic. Da. Da? Da, deci pentru mine unul din cele mai gingașe animale este calul. Am înțeles. Deci este de o frumusețe și de o finețe deosebită. Restul sunt frumoase animale, dar calul mi se pare de o finețe deosebită. Ochii, botul, pielea, e ceva deosebit. Da, e întotdeauna. Un animal special, absolut special, sigur că da. Ți-aduce aminte că, da, porecla mea din școala generală, era din liceu și așa mai de-aia, era că a fost cal. Deci poți să spui că ți-am scris o poezie. Mersi, mersi, am simțit extraordinar. Am să tipăresc să-ți dau. Mulțumesc frumos. S-a născut fiul meu cel mare și dânsul de față, n-are de lucru, nu știu cât avea asta. Aveam de lucru. Da, aveai, da. 3 ani, nu știu cât avea, 2 ani jumate, 3 ani, ceva de genul ăsta. Și l-a învățat să necheze. I-am spus că de fiecare dată când nechează, îi dau câte 25 de lei. Și așa făcea. Și așa făcea. Era ceva de groază. Cum îl vedea pe 3 ani, cum începe să-l necheze. Asta e, glumițe de genul ăsta. Știi? Da. Frumoase glume, în sfârșit. Vremuri apuse. Ce ne mai cite? De fapt, nu știu, nu știu dacă ar trebui să facem cumva un mic respiro după nebunia asta de poezie. Da. Care, ți-am zis, de eu, dacă mai scriu vreo 4-5 de astea, pot să umpli o carte. O să fac un roman. Un roman, exact, da. Asta este. Da, da, sunt, sunt idei care se concentrează într-un spațiu mai restrâns, mai mic. Uite, de exemplu, asta are 4 strofe. Atât a fost necesar să exprim, să
ca poezia să exprime, ea exprimă, nu eu, ca ea să exprime ceea ce am dorit eu. În schimb, sunt care pur și simplu te duc mai, exact cum spuneam în poezie, mai departe. Te duci și în momentul când ai impresia că ai ajuns la final, de fapt, îți vine ideea de mai departe și mergi până când faci o chestie de genul ăsta. Da. Ai pățit și treburile. Bine, tu scrii și de mult. Asta este foarte adevărat. Ia citește nu și pe asta așa. Singur, asta e tot din generația veche. Mm. Un singur gând, un singur vis și singure păreri de rău, un singur dor a mai rămas alăturea de tot ce a fost, de-ar fi soi de la început te întrebi, de-ar mai avea vreun rost să încep cu ieri, ce nu mai știi de-a fost sau dacă e al tău, și singure pe gând rămase amare lacrimi printre gene și se ițesc strivite crud de ploapele ce se coboară, și geamătul strivit de buze al clipei ce nu vrea să moară, ce adânc prin riduri se strecoară când tot ce ai avut azi geme, iar brațul leneș se coboară, piciorul nu te mai ascultă, pe trup se simt înmugurite pierdute clipe de încântare, ce stol de vise prăbușuite se scurt topite din scresoare, acoperind cu roșu iaspu secunda sec încremenită, ce urme desenează visul pe un țăr rămas pustiu de mare și ce vârtej de valuri tulburi se sparge țărm urlând sinistru, de ce se sparge orizontul vărsându-și peste tot albastru, de ce se simte renunțarea, de ce sunt oare atât de singur? Ce, din ce an e asta? 76, ceva în genul ăsta. Pe vremea când am scris, dacă ți-aduce aminte, în piața 1907, sau cum se cheamă de adevărat, la gândire, nu știu cum. Care? Asta? Unde era ăla din 1000, parcul... Parcul 1907, da, așa. Se... Când am scris la WC Inventar și când am la hotelul Argeșelu, unde se vindea crevuri, știi, în corn, dacă îți mai aduce aminte, producem crevuri numai cu marfă. Cei care ne urmăresc vor avea impresia... Producem crevuri numai cu marfă. Vor avea impresia că noi, da, numai asta făceam. Da, bine. Așa că... Asta făceam atunci. Da, bine, erau mici... Glumițe. Cum să spun eu, revolte, uh-huh, ale tinerilor. Ale minții noastre. Aia era revolta tinerilor, tinereții noastre. Ne revoltam într-un mod echilibrat și civilizat. Și la ceasul Nicarul ăla de la Fortuna, reparați numai la noi, garanta vor merge cel mai repede. Ceasurile reparate de la noi vor merge garantat cel mai repede. Băi, numai... Perfect. Eram deștepți. Foarte deștepți. Eram deștepți, să știu. Și mai suntem. Uh-huh. Da, probabil că da. Probabil că da. Ce ne mai citești? Primii pași în dragoste. Tot așa. Veche generație. Uh-huh. În dragoste și în vid din totdeauna, tot omul calcă cu piciorul stâng. La început iubirea este una cu scâncetul și plânsetul nătâng. De la suspin, amorul evoluează, platonice accente, subtile forme ea, privirea languroasă e oricât mai trează, iar fluturarea mâinii se schimbă în bezea. Vin prima întâlnire, primul buchet de flori, și întâiul academic, desigur, sfert de ceas, vin primele neliniști și cei din tâi fiori, în clipa sărutării la primul bun rămas. Întâia promenadă, sub arborii în floare, și-a furisitul nastur din spate de la bluză când se insinuează în prima îmbrățișare spre alba claviculă fremătătoarea buză. Și întâia sărutare, vărsând parfum pe limbă și buzele strivite de sfârcul țâței mici, strivit în poldul palmei, atingerea se schimbă în electricitate și în șficiuit de bici. Și vine întâia noapte, când Platon e uitat, și când nechipzința și firea nu te iartă, când discusit penelul va desena în pat un trandafir alături de o hartă, și țipătul de floare a celei deflorate și graba fără minte a fostului flăcău, ei, bătrâne Platon, ce vechi și perimate sunt fostele principii, ce depășite, zău, timidul deveniva viril și insistent, timid aș va cunoaște
destinul înțelept, iar tu, pățit odată, vei fi de acum atent și în dragoste pășivai doar cu piciorul drept. Da, interesant. Foarte interesantă poezie. Băi, exprimat atât de concis și atât de clar până la urmă. Da, asta da. Adică aveai totuși o mai multă claritate în poeziile mai dinainte. Acum ai început să te complici. Ai început să te... Nu neapărat ca idei te complici. Nu știu, e o chestie așa mult mai... Ți-am zis, ai schimbat forma. Da. Ai schimbat forma. Da. Cuvinte mult mai elevate. Probabil că unii trebuie să stea și cu dicționarul să cam înțeleagă. Nu, cred că s-a atât de... În sfârșit, acum asta e altă problemă. Dar trebuie citită de mai multe ori, oricum, poezia de acum, pe care o scrii în prezent, și trebuie citită de mai multe ori și gândind așa, trebuie gândită vers cu vers. E mai greu să o percepi, să o îngurgitezi din prima, cum o citești tu, știi? Până la urmă trebuie scrisă și citită de mai multe ori. Da, trebuie să pui imagine lângă imagine ca să poți să vezi întregul. Da, dar să te dai și vreo 40 de pași în spate, știi? Dacă ai unde. Dacă ai unde. Dacă n-ai, nu te dai. Și cu asta basta. Și care e problema? Bun. Frumos. Ce ne mai... Rămas bun. A, nu. Asta trebuia la sfârșit. Nu nimic. La sfârșit găsim altceva. Bine. Îți scriu, iubito, de dincolo de moarte, de dincolo de tine vreau să scriu și împar cuvintele voit de șarte, iar sufletul îmi urla pustiu. Îți mai trimit de dincolo de mine un colț de clipă strâmbă ca o viață și slovea murlă sumbru ca un câine și viața nu mai vreau să o văd în față. Nu am hârtie și am să scriu pe suflet, mai am se pare sânge ca cerneală și plânsetul mi se transformă în urlet, iar lacrimile-s grele ca de ceară. Îți scriu, iubito, ultima scrisoare. Nu știu, de zi sau noapte, sau e azi, aș vrea când o primești să fie soare, iar vântul să adie printre brazi. Te-aș mânghia, de mi-ai mai fi aproape, dar mâna-mi este rece și departe, nu știu de unde atâția munți și ape și atâta ură care ne desparte. Te-aș săruta cu ultima suflare, dar nu mai am putere să o pot și scriu, iubito, ultima scrisoare și te sărut cu univers cu tot. Ți-aș mai privi odată noaptea dulce, ce în priviri încă ascunzi, timid, dar simt, iubito, noaptea, cum se duce și în locul ei rămâne rece, vid. Te vei întoarce în mine, fără milă, strivind un slova scrisă cu migală, ți se va face chiar și ție silă de atâta mult prea strâmbă rânduială. Și vei uita de clipele de viață, vei mai privi la slove reci și goale, cu sufletul cuprins de un sloi de gheață și sfâșiat de-a renunțării ghiare. Îți scriu, iubită, iubito, cât mai pot a scrie. Să știi că nu am vrut să uit nimic, nici clipele de dulce ferie, nici clipele când nu era nimic. Nu-s plicuri pentru suflete de ceară și nici ștampile pentru noi nu sunt, doar clipe care cearcă de neșală și dangăte de clopot ca un cânt. Te mai iubesc și acum. O știi, iubito, acum când nici nu știu de sunt și scriu un rând de dincolo de mine, atât a mai rămas. Un singur rând. Rămâi cu bine, dincolo de viață, rămâi cu bine, cât o fi să fii, iubita mea. Te mai privesc în față, deși nu te mai văd și tu o știi. Aștept poștașul să trimit ceaslovul, dar pare că nici poșta nu mai este. Mă așez cu greu pe banca de la poartă să mai creez din viață o poveste. Și am să dorm pe banca de la poartă. Poștașul nu va vrea să mă trezesc. Așa nu ai să știi chiar niciodată că, dragă fată, încă te iubesc. Și scriu, iubito, dincolo de moarte, de încă o moarte dintre multe morți, s-a strâns mormanul de scrisori și iată cum îngroapă amintirea poate
pe bănci pierdute pe la zeci de porți. Traiane, vreau să te întreb o chestie. Dacă n-ai fi avut anumite experiențe, ai fi putut scrie poeziile astea? Niciun caz. În niciun caz. Deci, până la urmă, viața bate filmul, este? Întotdeauna. 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 Așa este. Da, foarte interesantă chestia asta și am înțeles-o. Oricum, am experimentat-o. Deci, în afară, nu e, vreau să mă laud, sau, dar este ca un sfat pentru cei tineri. În afara faptului că foarte multe lucruri din ceea ce am scris le-am trăit. În afara de faptului că foarte multe lucruri din ceea ce am scris le-am simțit și le simt. Aici se găsește acel izvor care se numește carte. Aici se găsesc cuvintele din zecile, sutele, miile de cărți pe care le-am citit. Pentru că am citit. Dacă vreți ca viața voastră să-și formeze un vocabular, viața voastră să-și formeze un vocabular, citiți. Și nu numai un vocabular, un sens. Un vocabular. Dacă vor înțelege ceea ce am vrut să spun, va fi bine. Da. Va fi bine. Vocabularul vieții este ceea ce te ține, ceea ce îți dă nu numai sens, îți dă satisfacție, îți dă un țel, îți dă multe. Totul pornește de acolo. Ți-am mai spus eu ție, inventându-se propagarea imaginii în mass media, televiziune, cinematograf și așa mai departe, tabletă, internet, YouTube, etc., etc., s-a renunțat la citit. Da. Atenție! Și să spun din ce cauză. Actul de a citi are un consum foarte mare de energie. Pe când, știi că 80% din informațiile pe care le primim sunt vizuale. Ăștia mici nu-și dau seama că ceea ce văd ei acum, este aranjat în așa fel și are un anumit scop, încât să producă ceva. Ei sunt despărțiți de fenomenul citit, de actul cititului, pentru că actul cititului îți dezvoltă imaginația, îți dezvoltă gândirea. Ești obligat. Nu poți să citești fără să gândești. Așa a apărut chestia asta, cu care nu sunt deloc de acord. Analfabet, sau cum se cheamă? Analfabetism funcțional. Bine, asta este o cretinitate, o tâmpenie. Bă, ori ești analfabet, ori nu ești analfabet. Da, nu una. Este o tâmpenie. Dar, într-un fel au dreptate. Pentru că ei citesc, dar nu știu ce citesc. Nu prea știu despre ce e vorba. Adică, o repetiție cam de papagal, așa, ca de maimuță, știi? Mie îmi pare rău să o spun, poate ești, poate nu ești de acord cu mine, s-ar părea că nici nu au vreun motiv. Să facă treaba asta. N-au absolut niciun motiv. Ți-aduce aminte, să facă această treabă. Ți-aduce aminte când ți-am spus... Le-au tăiat motivația. Ți-aduce aminte când ți-am spus că n-au decât două scopuri în viață, carpe diem. Ăsta este unul. Deci trăiesc după două modele. Carpe diem și după noi potop. Da. Ei nu au viitor. Ei nu văd viitorul. Nu. Ei nu știu să-și facă un plan. Bă, frate, ce vreau eu să fiu peste 10 ani de zile? Ce vreau eu să fac? Și când... Păi, cum să-ți faci, mă, planuri când la televizor urlă pe toate posturile război, maimuțe verzi, ăștia, extratereștii și așa mai departe, care vin să ne împuște, răpiri și eu mai știu ce. Deci nu este, n-ai este cum așa foarte ceva. Clar, este foarte clar în momentul... Câte emisiuni de cultură mai vezi tu în televizor? În momentul în care te duci în mijlocul tineretului și întrebi, în primul rând, ce vrei să te faci? O întrebare foarte firească. Ce ai vrea să faci tu când vei deveni mare? Nimeni nu vrea să facă Einstein, în schimb toată lumea vrea să facă Cătălin Botezatu. Da.
Asta este nivelul. Sau Vali Vigelie. Nu, aia e altă problemă. Aia e altă problemă. Aia e altă problemă. Te vei duce și s-au dus, s-a dovedit să nu i-a pus pe toți. Doamne ferește. Dar ce am văzut eu, asta este. Păi astea sunt modelele care sunt propagate. Te duci și îl întrebi o poezie de Mihai Eminescu, o strofă. Cine e la o? De Mihai Eminescu. La ce echipă a jucat? Nu știe. În schimb, dacă îl întrebi de o melodie a lui Vali Vigelie, o știe până la capăt. Da. Ăsta este nivelul. De-aia spun că prăpastia... Bă, n-am zis că nu e bine să nu știe melodie de Vali Vigelie. Este treaba lor până la urmă. Dar dă-o încolo să... Este treaba lor. Dar o țară, o nație, se ține prin cultură. Absolut. Prin istorie. Păi aici e marea problemă. Prin istorie, prin cultură. Păi aici e marea problemă. O nație. Vor să păstreze cine nația? Vrea? Păi cine vrea să păstreze nația? Vorbesc de tine, vor să păstreze. Noi vom fi oale și ulcele în momentul în care îi se vor da cu capul de ceea ce fac acum. Vor să păstreze? Au multă muncă. Da. Pentru că au pierdut foarte mult. Deja au pierdut foarte mult. Ar trebui două generații educate perfect. Nu știu dacă poți să educi o generație perfectă. În sensul ăsta. Dar trebuie două generații educate. În sensul ăsta. În sensul ăsta despre care am vorbit. Oriceea ce remarc este că... Că? După ultimele modificări la legea învățământului, cred că am vorbit degeaba aici. Și vom vorbi vom vorbi degeaba în continuare. Ei își fac treaba. Își fac treaba, da, e adevărat. Așa ca pentru încheiere ceva apoteotic. Vis. E bun un vis? E bun. Măcar în vis. Ciudate drumuri se deschid în față, în spate porți ciudate se închid. Copilul să se miște mai învață, iar viața are un miros fetid. Îmi pare că e o veșnicie totul și toate par să fie bătrânești. De vrei să mai înveți prin an în notul, nu-i timp de apă să te mai ferești. Și nici de vid gândirea nu se rupe. Și nici de zdrențe trupul tău ciudat. În viață tot speranța mai rumpe și simți că în timp nimic nu ai aflat. Și îți vine dor de dincolo de tine. Îți vine să te culci pe tot ce a fost. Să nu mai simți în zi de rău sau bine. Să nu mai știi de au cu toate rost. Să te așezi învins în țărb de lume, să sculci privirea pe un vis trecut, mai mângâi încă trupul ce revine în gândul serbăt ce nu l-ai avut, îți șterge lacrima din suflet rece, rămâi la căpătuiu zveșnicit, gândește-te că în viață totul trece și nimeni nu va ști că ai pierit, iar viața se va scurge mai departe, fără a ști că ai fost oricând, ori vers, născând, crescând și îngrijind de toate până vei fi o nouă în univers, atât te rog, când încă sunt cu tine și cât mai pot să-ți vorbesc deschis, trăiește-ți viața, chiar de-i rău sau bine, și fă ca viața să-ți fie vis. Da. Am încheiat bine? Ai încheiat bine. Ceea ce vreau să mai spun este că eu sunt un fel de realist, optimist totuși, eu nu știu ce înseamnă aia să fii depresiv. O înțeleg, dar nu am experimentat niciodată în viața mea. Și sper că ceea ce facem noi aici nu e chiar de pomană. Spus că este de pomană. În schimb, ceea ce facem noi aici ar trebui făcut în foarte multe locuri, în așa fel încât generația asta tânără de copii frumoși. Deci, domnule, este o generație de copii atât de frumoși, de deștepți, da, atât de activi. Au multe calități. Să înțeleagă că printre toate preocupările lor, printre toată viața lor, trebuie să pună cultură. N-au cum să facă nimic cu viața lor fără să aibă un grad de cultură. Aveți, mă, ce înseamnă totuși liceu de cultură generală? Asta înseamnă. Nu știu dacă aia este... Nu știu dacă aia este forma ideală. Este nu forma. Nu este capacitatea mea să spun. S-a dovedit până atunci acum. Atunci s-a dovedit că într-adevăr este. Acum se dovedește că într-adevăr ăla a fost modul de învățământ
care s-a adaptat cel mai bine la societatea noastră. Absolut. Că ceea ce vine și încearcă să implementeze din afară în sistemul de învățământ este o tâmpenie, pentru că noi nu suportăm așa ceva, noi ca organisme, noi ca societate, noi ca, ca tineret. Vor să ne modeleze, mă, gata, hai, că am terminat. Bun, deci sperăm că nu este chiar fără rost ceea ce facem noi aici. Eu cred că are foarte mare rost. Altfel n-ai fi venit în fața prietenilor noștri să dezbatem problemele acestea. Vreau să mulțumesc Primăriei Pitești, Centrului Cultural Pitești, condus de doamna director Carmen Salup, care conduce această instituție cu atâta maestrie și forță până la urmă, energie, este o femeie extrem de energică. Extrem de energică. N-am, în sfârșit, să-i dea Dumnezeu să o țin așa până la 180 de ani. Și cu acestea fiind spuse, nu rămâne decât să vă spun, aveți grijă de dumneavoastră și de cei pe care îi iubiți.